Vă mai cercetează domnul? Dar Bafomet, Cis, Doamne ajută la toată lumea și bine ați venit din nou pe cel mai tare canal de discuții birologice în limba română, nu neapărat din România, mă rog. Adică și eu sunt prost, dar când văd pe alte canale ce se întâmplă, parcă prin curaj, așa, și tot o să mai fac filmulețe. Acum continuăm, bineînțeles, de unde am rămas, oarecum, cu bere ieftină și bună, bere de 35 de cenți, de data asta tot Falkenfelser, dar Pilsner. Data trecută am făcut un scurt review la export, același tip de bere, o berărie care face bere pentru magazine de retail, pentru Netto, 35 de cenți, cum am mai zis, 4,9%, folosește extract de hamei, malț și apă, da? Deci e o bere normală, bere din asta muncitorească, bere fără pretenții. Dar nu e o bere rea. Adică și pilsul ăsta, exportul e mai dulce, mai mild, pilsnerul ăsta se simte amăreala puțin, dar e un pilsner așezat, adică nu simți alcoolul, nu îți vine înapoi. Am băut și mai multe, nu astăzi, dar în alte dăți, și chiar e o bere satisfăcătoare, acest Falkenfelser la 35 de cenți. Faceți calcul cam cât ar costa o ladă. E o bere foarte bună. Acum recunosc că am dat un pic lumina de la pești, așa mai pe mine să mă văd mai bine. Un pic, practic, îmi trebuie niște reflectoare ceva aici să-mi pun în bucătărie ca să puteți să mă vedeți. În fine, ce vreau să zic? Că berile astea ieftine aici în Germania într-adevăr sunt foarte bune, foarte mișto de băut, de cursă lungă, dacă le încerci și nimerești o bere bună, cum ar fi Feltins sau mai știu eu Bitburger, de exemplu, mie nu-mi place, dar mai sunt o felul de bere, de exemplu Oettinger, care poate să ajungă în perioada de promoție la 5 euro o ladă de 20 de sticle. Deci vă dați seama ce se întâmplă aici de sărbători, de festivaluri și așa mai departe, dar nu neapărat, dar oricum, asta este de apreciat, adică ceea ce vreau să spun cu lucrul ăsta e că o bere ieftină nu trebuie neapărat să fie o bere proastă. Poate să fie o bere decentă, o bere bună, de la care nu te doare capul după ce bei 4-5 beri, că nu discutăm aici, nu bem o bere, două. Acum e și vară, 35 de grade aici, se bea. Și ca de la bețiv la bețiv, mă înțelegeți ce vreau să spun cu treaba asta. Adică să bei, câteodată bei 3-4 beri, nu știu, nu dau nume acum, dar toată lumea știe cum e să bei 3-4 beri și să a doua zi să te simți marmur ca și cum ai băut o ladă. E, asta aici am reușit să evit. Asta e foarte important. Acum vreau să vă mulțumesc pentru vizualizări și pe această cale să facem trecerea la o altă perioadă în care eu o să mă apuc să fac bere. Așa cum ați văzut, a venit paleta deja aici. Au venit mai multe ustensile pe care nu le mai prezint aici. O să le prezint și să discut despre ele într-un alt filmuleț. O să comut contul ăsta sau o să-l pun la oaltă cu alte activități de ale mele pe internet, dar nu neapărat. Oricum o să prezint separat tips and tricks de cum să faci bere, de home brewing, de craft beer,
cum să faci bere acasă, cum să îți prepari ingredientele, cum să-ți pregătești sticlele, cum să treci prin toate procesele care sunt necesare pentru a face bere acasă. Asta o să fie, nu știu dacă o să fac un canal special sau o să pun tot aici. Ideea e că activitatea berologică se va diversifica drastic în următoarele săptămâni și sper că așa atunci să mă urmăriți și să discutăm. O să fie filmulețe mai lungi, mai serioase, o să mai băgăm și niște dume, dar mai puțin, mai mult pe procesul de a produce bere acasă și toate substanțele și lucrurile adiacente care sunt necesare pentru această activitate. Prieteni, vă las acum și nu uitați că trebuie să bem bere bună, rece și nu neapărat scumpă. Vă pup!